spuneam că a fost o ceartă aseară în ședința liderilor Partidului Social Democrat. Totul a pornit de la bani, pe de-o parte rectificarea bugetară cerută de liderii locali, cei care vor mai mulți bani în teritoriu. De asemenea, este acel fond de dezvoltare și investiții, un fond de 10 miliarde de euro. Și acolo a fost o discuție aprinsă, a fost și un schimb de replici acide între Viorica Dăncilă și Marian Oprișan. Chiar premierul și președintele PSD, Viorica Dăncilă, l-a amenințat pe Marian Oprișan. Citez, nu-ți permis să vorbești peste președintele partidului, dacă mai continui, pleci din sală. Dumitru Buzatu, în legătură telefonică directă cu noi, liderul de la Vaslui. Mulțumesc, domnule Buzatu, pentru această intervenție. Bună seara. Înfruntare, înțelegem, între Viorica Dăncilă și mai mulți lideri locali, județeni, printre care și domnul Marian Oprișan, înțeleg că și domnul Paul Stănescu a avut foarte multe lucruri de obiectat, lucruri legate de finanțarea în teritoriu. Eu înțeleg dorința presiei românești de a scoate întotdeauna evidență, scandaluri, tot felul de lucruri care sunt dincolo de limitele normalității. Dar trebuie să vă spun că, de fapt, discuția din Comitetul Executiv de aseară nu a depășit limitele normalității. Este normal ca liderii din teritoriu să ridice unele probleme privind finanțarea unor obiective, privind realizarea unor proiecte care au o derulare multianuală sau finanțarea unor programe care practic sunt promovate pe mandat. Și în cadrul acestor intervenții au fost și asemenea solicitări de rezolvarea unor probleme de genul acesta, dar să nu exagerăm, nu era nicio înfruntare între doamna Dăncilă și între domnul Marian Oprișan. Acest schimb de replice a avut loc? Adică domnul Oprișan vocifera? A avut loc o discuție din aceasta și, evident, solicitările respective au fost prezentate de către unii dintre liderii din teritoriu. Poate că fiecare dintre noi are o dorință, dar trebuie să înțelegem și că există niște limite bugetare, că există și o planificare și mai mult decât atât trebuie să înțelegem și cred că toată lumea a înțeles, deci Marian Oprișan a apreciat acest lucru, a înțeles că lucrurile acestea care sunt ceva mai complicate, cum sunt cele care sunt acum la Focșani, trebuie rezolvate prin discuții. N-a fost niciun fel de revoltă. Nu a fost niciun fel de revoltă și nu l-a amenințat, spuneți, Viorica Dăncilă pe Marian Oprișan că îl dă afară din sală. N-am fost atent, nu urmăresc esențialul din aceste dezbateri. N-aș putea spune dacă ai vreo exprimare mai exagerată, dar în general, doamna Dăncilă, n-am auzit-o amenințând pe cineva. Cred că am auzit-o de cele mai multe ori făcând apel la calm, la promovarea intereselor prin discuții și tot așa mai departe, nu prin urlete, ci prin răcneti din acestea care se impresioneze. Vă întreb esențialul, domnule Buzatu, vă dă domnul Teodorovici în calitate de ministru de finanțe bani sau nu vă dă bani? Ce v-a spus? Depinde de nevoile care sunt și de întinderea anuală a bugetului. Nevoile au o dinamică care depășește cu mult posibilitățile oricărui buget din lume. Și lucrul ăsta nu se întâmplă la noi, ci peste tot. În limitele bugetului de anul acesta, eu cred că au fost destui bani și mai sunt, încă urmează să mai fie alocați pe diverse componente. Deci se va face o rectificare bugetară? În mod normal, la sfârșitul fiecărui an, sunt două rectificări, se derulează acest proces. Bun. Nu prea mai sunt bani. Vreau să mai spun un lucru cu toată seriozitatea. România are niște angajamente pe care trebuie să le îndeplinească față de Uniunea Europeană. Eu vă spun eu că nu prea mai sunt bani. Mai sunt bani pentru ce? Ce bani mai sunt și ce bani vor mai fi? Pentru că am participat la o proiecție de stat bugetară prin care, de exemplu, dacă s-ar aloca sume substanțiale, cam în 10 ani de zile ne-am îndeplinit angajamentul privind realizarea canalizării și e vorba de directiva apelizate. Deci nu mai sunt bani pentru investiții, spuneți dumneavoastră? Ar trebui să fie bani pentru investițiile astea prioritare, pentru altfel o să ajungem să fim sancționați. Deci nu să ceară cineva bani pentru orice. Aș vrea să-mi termin și eu expunerea acelui punct de vedere în legătură cu banii.
De fiecare dată când se apropie sau simt unii că se apropie o guvernare de altă culoare decât PSD-ul, nu mai sunt bani, trebuie să aplicăm măsuri de austeritate. Este o frază pe care am auzit-o până acum de nenumărate ori. Și cea privind utilizarea, dar cum au fost bani cei 3 ani? Că văd că de 3 ani nu mai sunt bani să plătim salarii, au fost bani să plătim salarii. Nu mai sunt bani să plătim pensii, au fost bani să plătim pensii. Trebuie să terminăm odată cu prostiile acestea, care sigur pot să creeze un impact emoțional, dar până la urmă ele arată sărăcerea gândirii noastre politice. Eu n-am vorbit de bani de salarii și de pensii. Eu am vorbit că banii pentru investiții trebuie alocați. Bine, pe proiectele bani. Eu nici eu nu vorbesc, mai am dat un exemplu. Țara este plină de investiții, nu avem capacitate de a le implementa aceste investiții, în lipsa mâinii de lucru și a slăbiciunii societăților comerciale. Iată, eu, de exemplu, în județul Vaslui, care îl ciocotit cel mai sărac, abia reușesc să cheltuiesc 30% din banii de investiții, deși fac toate eforturile pentru că nu are cine să lucreze. Lipsa nu sunt bani pentru investiții. Despre ce investiții vorbim? Poate este un flux care trebuie dirijat undeva și n-a ajuns. În condițiile în care, dacă îmi permite, în sala altă, ieri s-au semnat, s-au alocat 116 de mari proiecte pe fondul de investiții. Urmează și celelalte proiecte pe care le angajăm. 10 miliarde de lei vor intra numai acolo. Pe PNDL, domnul Bozatu v-a spus foarte simplu. Foarte multe lucrări nu se realizează, sunt bani alocați. Nu există culoarea politică a primarilor, să nu puneți, pentru că și eu vin din Maramureș, unde am primari de toate culorile politice. Nu există o primărie din Maramureș și din țara aceasta care să n-aibă cel puțin un proiect în derulare, din bani guvernamentali sau europeni. Eu cred că această declarație va rămâne în panteonul gândirii politice PSD-iste. Nu avem bani pentru că nu avem investiții, pentru că nu avem forță de muncă care să le implementeze, alături de declarația celuilalt membru PSD. Nu avem autostrăzi pentru că dacă facem autostrăzi nu mai vin turiști în România. Deci cred că face parte din colecția de perle PSD-iste extrem de nefericite pe care le difuzați în mediul public. Lăsați analiza gândirii mele politice acum, sau afirmațiilor făcute ocazional. Eu vreau să le spun celor de la PNL și cei care inflamează opinia publică că nu sunt bani, pensiile s-au majorat exact de luna aceasta, așa cum am promis. Deci sunt bani și pentru pensii, se majorează și salariile, anumite categorii, investițiile, le doresc succes firmelor să lucreze, să finalizeze investițiile începute și să participe. Da, PNL-ul, problema este... PNL-ul n-a susținut salariul minim pe economie, vor să taie salariul minim pe economie, ne-au criticat când am majorat salariul în construcții. Deci când am redus TVA-ul, ne-au criticat. Ei au majorat TVA-ul de la 19% la 24%. Dacă vrei să mai spuneți ceva, pentru că o să nu mă scuze. Noi am scăzut TVA-ul, deci... Poate că ar mai fi de spus câte ceva, dacă când vezi aceste stereotipii promovate cu atâta obstinație pe toate canalele de televiziune, îți vine să taci. E bine, e o decizie înțeleaptă pe care ați luat-o. Dar la dumneavoastră nu. PNL-ul a explicat mecanismele... Lăsați că știm ce ați făcut când ați fost la guvernare. Lăsați explicațiile acestea. Vorbiți-ne despre ce veți face. Eu doream să explic o nuanță care s-a strecurat aici. Vorbeam cu doamna moderator Porumbel, dacă îmi dați voie, îmi cer scuze. Okay. PNL-ul a subliniat faptul că... Atunci când aceste plăți se fac pe baza creșterii gradului de îndatorare a României, deci nu pe baza unor mecanisme economice sănătoase, potențate de investiții, care să ducă la creșterea nivelului de trai per ansamblu, este îngrijorătoare această tendință de îndatorare a României pentru datoria, doamnă, numai tot dezinformați. Datoria publică a României este în scădere. Când e PSD-ul la guvernare, scade datoria publică și noastră spuneți crește datoria publică. Nu știu, poate nu cunoașteți propriile statistici. Cât este datoria publică a României din PIB, că le știți pe toate. Confundați foarte multe lucruri. Da. Bun, mulțumesc, domnule Buzatu, pentru această intervenție. Luăm o scurtă pauză de publicitate.